Pot să vă spun că am terminat facultatea de matematică informatică din Constanța și m-am îndreptat spre informatică pentru că iubesc tehnologia și am vrut să găsesc o cale prin care pot să aplic noțiunile de matematică învățate. Programarea se leagă foarte mult de matematică și de toate operațiile aritmetice și mi-a fost ușor să văd pe ecranul calculatorului rezultatele finale ale algoritmilor, să rezolv probleme dificile cu rezultate care apar aproape instantaneu. Părinții mei sunt profesori și am crescut, am trăit în mediul acesta didactic, sigur. Bun profesor, cred că, în primul rând, trebuie să dețină partea științifică, să cunoască foarte bine materia pe care o predă, să fie pus la punct cu ultimile noutăți, tendințe și, de asemenea, să fie apropiat de elevi, să asculte dorințele elevilor, practic să formeze un parteneriat cu elevul pe care îl are în clasă. Ce să vă spun, în primul rând l-aș felicita pentru această alegere. Fiind tânăr, probabil că va găsi mai repede o legătură între el și elevi și cred că va descoperi singur calea către elevi. Nu-i va fi greu datorită vârstei, iar să-și aleagă cumva un model de fost profesor care să-l inspire în predarea la clasă. Mă gândesc, contează mult să aibă, eu știu, o imagine a unui dascăl care l-a inspirat. Asta pentru început. Și poate că în timp va deveni el un model pentru alți elevi, studenți care vor alege cariera de profesor. Sigur, îmi vin în cap imagini din filmele science fiction. Cred că ar fi acea realitate virtuală în care putem păși și în care putem să vedem mult mai ușor, eu știu, din ce este alcătuit organismul uman, dacă ne pasionează anatomia, sau din ce e alcătuit o frunză pentru biologie, sau putem călători virtual pe diferite continente să descoperim alte țări, alte locuri. Deci, poți să-ți imaginezi oricât, dacă... Cred că dorința de a fi în permanentă legătură cu ultimile noutăți din tehnologie și cumva motivarea elevilor să acceseze diferite resurse pentru a găsi și ei la rândul lor ceea ce îi interesează, ceea ce îi pasionează și pe baza acestor informații să creeze la rândul lor diferite proiecte pe care de asemenea să le împărtășească cu ceilalți, finalitatea să existe și anume crearea unor produse utile pentru viața reală folosind tehnologie. Tocmai accesul la ultimele noutăți IT, la lucrarea, la cooperarea profesorilor implicați în acest program, cumva cu toții ne dorim același lucru și anume să îmbunătățim învățământul românesc și ideile pe care ni le împărtășim ne ajută foarte mult să ducem în localitățile de unde venim acel suflu nou al schimbării. Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc.